Deci, planul lui Dumnezeu este ca să se încheie marea luptă dintre Hristos și Satana. Și cât mai mulți oameni să fie smulși de partea lui Hristos din lumea aceasta. Asta e planul lui Dumnezeu. Și haideți să vedeți cum vorbeau primii creștini despre viacul care avea să vină. Da? Viacul de acum? Nu, nu le prea păsa de viacul de acum. Dar cum vorbeau despre viacul care urma să vină? Așteptând fericita, nu mai zic referințele, le știți și așa de departe, le citiți repede. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și mântuitor Iisus Hristos. Ce, gândeau, ce gândea Pavel când a scris lucrurile acestea? Gândea despre realitățile cerești, ca despre niște lucruri foarte îndepărtate, care bă, nu știm dacă le prinde. Așa vorbea sau era o actualitate de cea mai mare, cel mai mare interes. Fiți ce zice. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul lui Domnului. Noi cei vii, persoana întâi plural, da? Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, da? știți mai departe. Vedea ca un eveniment iminent, ca ceva ce trebuie să se întâmple și noi trebuie să luptăm pentru asta să se întâmple. Da? Apoi, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. E că lucrurile acestea trebuie să se întâmple, da? Viacul care urma să vină era ceva aproape palpabil. Și chiar era palpabil, pentru că prin darurile Duhului Sfânt, ei chiar au adus viacul de apoi, l-au adus între oameni. Ei nu predicau povești și chestii învățate de la oameni, ei predicau realități vii. În trupul lor se manifesta Duhul Sfânt, da? Eutic a dormit în timpul pregătii, o de pe geam, face nu e nicio problemă. Pentru noi asta, că cineva are cancer și pe moarte, nu reprezintă o problemă. Care este problema? Mă rog, pentru el și viu. A murit, abita, gata, e jale. Nu e nicio problemă pentru noi. Acestea nu reprezintă probleme, care dacă e bolnav, dacă e nu știu cum, nu este o problemă. Realitățile viacului viitor sunt cu noi. Și e doar o chestiune de timp foarte scurt până chiar și în timp și spațiu, într-un mod de plin Dumnezeu va intra și va veni aici între noi. Ei și-au pus nădejde acolo. Apoi, de la Petru, din potrivă, bucurați-vă într-un cât aveți parte de patrimoniul și toți ca să bucurați și să vă veseliți și la altarea slavei lui. Asta Pavel, Petru nu zice pentru niște oameni care urmau să trăiască peste 2000 de ani, ci spune generației lui. Apoi, tot de la Petru, deci, dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și Grăbind, dar cui pasă să grăbească? Pentru că teologia protestantă și teologia catolică ne-a spus și ne-a învățat și noi ne-am lăsat învățați de ei și asta se învață și la teologie, la institut, că nu se poate grăbi, nu se poate întârzia. Dumnezeu este suveran, a fixat și așa va fi când vrea El. Nu e adevărat. Profetul lui Dumnezeu ne-a spus că Dumnezeu ar fi venit de două ori după mi de ani și 60, nici măcar nu era organizată Biserica Adventistă și sora White spune că dacă poporul lui Dumnezeu era gata, Dumnezeu ar fi lucrat cu putere, lumea ar fi fost evangelizată și noi ar fi plecat. Dar noi nu vrem să plecăm de aici. Interest. care e interest tu nostru? Ogorul nostru, nevasta noastră, soțul nostru, casa noastră, pământurile noastre, banii noștri, studiile noastre și noi toate acestea le considerăm ca niște binecuvântări venite de la Dumnezeu. Noi suntem mai răi decât slujitorii din pilda din, din, care am citit. Noi suntem mai răi pentru că ei măcar spun explicit. Dumnezeu spune, am pregătit ceva pentru voi. Am pregătit un eveniment important pentru voi. Și zice, păi da, mi-am cumpărat niște, niște boi. mai nu pot să mă duc acum la la chermeze și la nu știu ce, n-am -am eu timp. Mi-am luat nevastă, n-am eu vreme acum să mă duc cu treburile lui Dumnezeu. Păi da, avem lucrurile noastre. Interest. Dumnezeu oricum ne va mântui, nu? Păi ne va mântui. Nu contează unde e interesul nostru. Contează să crezi în Hristos și o să fii mântuit. Și nu contează dacă mântuirea aceasta înseamnă pensionare în cer. Ai adică trăiești 90 de ani aici, mori și apoi la înviere. Oricum ești al lui Dumnezeu, nu? Foarte bine. O să stăm aici? O să trăim 90 de ani? Și o să murim? Și o să fim al lui Dumnezeu? Poate da, poate nu, nu știu. Dar ceea ce este sigur este că tot aici vom trăi, anii aceea. Și lumea se schimbă, frații mei. În timpul acesta de când există adventiști pe pământ, au fost suferințe enorme. Citiți istoria, să discutați cu nu știu dacă mai sunt bătrâni care au trăit prin al doilea război mondial. 6 milioane de oameni gazați, 60 de, de, milioane de oameni morți. Suferințe enorme. Ați auzit de CBDC, Mo, sigur ați auzit de CBDC, da? Central Bank Digital Currency. Ce vine în lumea aceasta dacă biserica nu se trezește? Va fi îngrozitor, va fi un control financiar global, cum n-am visat niciodată. Vor să desfințeze banii cash. Știți că după al doilea război mondial au desfințat acoperirea în aur a monedei, da? valoarea monedei e dată de banca centrală, care mereu ajustează da, valoarea banilor. Acum vor să desfințeze și cash Să nu existe bani în felul în care și cunoaștem și să fie bani digital numai. Nici nu ne dăm seama ce urmează. Inteligența artificială. Cercetați și vedeți ce se întâmplă. Nu avem timp pentru asta acum. Dar dacă nu ne vom trezi, vom lemâne în lumea noastră drăgălașă și scumpă, vom avea viețile noastre dar nu așa cum ne-am dorit noi. Se anunțe lucruri grele. Din cauza că poporul lui Dumnezeu nu și-a fixat interesul unde trebuie. Noi vrem să ne mulțumim cu viața aceasta și cu viața veșnic și atât. Dar Iisus vedea dincolo de toate acestea. Este o mare luptă. Este o bătălie între bine și rău. Iacov, fiți în îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile căci venirea Domnului este aproape. Oamenii aceștia și-au fixat interesele unde trebuie. Iuda, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Oamenii aceștia nu treau pentru viața aceasta. Au înțeles că interesele lui Dumnezeu sunt în altă parte. Și au încercat să-L urmeze pe Hristos acolo.